Vreau să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13 până la versetul 18, un fragment biblic ce se citește câteodată la înmormântări. E un text care vorbește despre ziua aceea despre care am cântat și mă rog să nu fi fost doar așa o cântare, o cântare veche, frumoasă pe care am cântat-o, ci mă rog din toată inima ca ceea ce am cântat să fie o realitate în viețile noastre. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13, vorbește despre ziua aceea, vorbește despre momentul acela pe care l-am cântat cu atât de multă bucurie și pasiune în cântarea noastră. Zice în versetul 13 apostolul Pavel, adresându-se Bisericii din Tesalonic în versetul 13 le spune Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință sau se poate traduce în ignoranță sau neștiință despre cei care au adormit și folosește expresia asta pe care o întâlnim de foarte multe ori în Biblie când se referă la moarte. Biblia adeseori folosește expresia asta Au adormit. Foarte rar Biblia zice despre cineva că a murit, ci de cele mai multe ori când se referă la cineva care a murit, Biblia spune că a adormit. Nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au dormit, pentru ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, adică e normal când vă uitați înspre moarte să vă întristați de ce? Pentru că cei care trec de ușa morții se despar pentru o vreme de voi și există durerea asta a despărțirii, dar voi nu vă întristați ca ceilalți care n-au speranță și foarte interesant cuvântul folosit aici în limba greacă nu o să-l zic, dar in interpretarea lui, înțelesul lui este nădejde sau așteptare plină de încredere, adică zice Pavel, noi ne întristăm Existăm, dar legătura noastră cu moartea se bazează pe o atitudine de speranță, pe o încredere care se bazează pe ce? Și ne spune următorul verset. Pe ce se bazează încrederea aceasta noastră? și dacă credem că Isus a murit și a înviat. Amin. Credem lucrul acesta. De fiecare dată la Paști, proclamăm lucrul acesta, e un salut frumos, tradițional, dar în același timp care exprimă o realitate: Hristos a înviat, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei care au dormit în El o slăviți să fie Domnul. Exact ceea ce am cântat. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului și se referă la perioada pe care Pavel au petrecut -o a petrecut-o în Tesalonic. N-a fost o perioadă lungă. Iată ce vă spuneam când eram acolo prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Observați din nou cuvântul adormit pentru cei care au murit. Nu e o perspectivă atât de funebră. Noi când vorbim despre moarte, parcă se aude cântând o fanfară. Dintr-o dată luăm o înfățișare foarte sobră. Dar observați că Biblia nu vorbește despre moarte în termeni foarte triști, care se bazează pe frică, ci are o atitudine extraordinară. Zice, compară moartea cu un somn. Și uh, zice că însuși Domnul Și acum e ceea ce am cântat noi Însuși Domnul cu un strigăt Cu glasul unui arhanghel Cu trâmbița lui Dumnezeu Se va coborâ din cer Și întâi vor învia cei morți în Hristos Adică cei morți De care voi vă îngrijorați Zice apostolul Pavel celor din Tesalonic Pentru că sunteți în neștiință, Au un avantaj pentru că atunci când vine Domnul Ei vor învia înaintea noastră Și versetul 17 Și după ei a Poi noi cei vii, cei care avem o relație cu Hristos, cei care suntem credincioși, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul cum a încântat în văzduh. Și acum mai ultima propoziție din versetul 17 și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Nu asta încântat. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Raților, surorilor, dați-mi voie să fac și o rugăciune. Știu că poate că vi se pare prea mult, dar am nevoie de însoțirea lui Dumnezeu, dincolo de predicare, dincolo de cuvintele rostite, dincolo de proclamare. E nevoie de lucrarea aceea pe care numai Duhul Sfânt o face la nivelul minții și pentru asta dați-mi voie să fac o rugăciune. Acolo unde sunteți, închideți ochii și permiteți-mi să rostesc rugăciunea asta cu voce tare. Dumneavoastră, urmați-mă într-o atitudine de reverență și de rugăciune și fie ca Dumnezeu în această zi să deschide cerul deasupra Bisericii Betania și să coboare Duhul Sfânt în mod vizibil și vocea Tatălui să se audă, proclamând în locul acesta, aceștia sunt fiii mei preiubiți în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent aici. Doamne, am simțit prezența Ta prin Duhul Sfânt. Am cântat despre aceea zi pe care o așteptăm, ziua aceea spre care privim, pentru că toată alergarea noastră pe acest pământ, care nu este decât o simplă alergare, noi suntem, ce, suntem niște călători în lumea aceasta, cetățenia noastră este în ceruri, o, Doamne Dumnezeule! inima noastră tânjește, în inima noastră există acest dor după prezența ta, acest dor pe care îl sâmpărăm din când în când în rugăciunile noastre, trăim în parte, vedem ca într-un chip întunecos, ca într-o oglindă, dar vine ziua când acest în parte va dispărea. Vine ziua când, când, ceea ce astăzi experimentăm parțial Vom experimenta pe deplin când, te, când îl vom vedea pe Domnul nostru față în față o... Tată din ceruri, tânjiv după momentul acela, îl privim înainte, astăzi, dacă în adunare, din când în când, există cât un moment de har și ni se pare că coboară cerul pe pământ și din când în când, când ne punem pe genunchi rugăciunile noastre, simțim cum coboară cerul pe pământ vine ziua când ne vom ridica noi înspre cer, dacă până atunci, din când în când prin Duhul Tău cel Sfânt Tată faci să coboare în numele Domnului Isus Hristos cerul pe pământ Vini o zi când, în numele acelui aș mântuitor, Sfânt și Scump, Iisus Hristos, ne vom ridica noi spre cer și ne vom întâlni pentru ca să fim pentru totdeauna cu Tine. O, ne este dor după ziua aceea. E o experiență pe care n-am avut-o niciodată. E o trăire prin care n-am trecut niciodată. Dar e o trăire pe care o anticipăm prin credința noastră. O, ne este dor după aceea zi. Cântăm despre ziua aceea ne rugăm, Doamne, așteptăm momentul acela. O, Doamne, mă rog în această seară, fă acest cuvânt să fie destul de convingător pentru acei oameni care nu sunt pregătiți pentru cer. Pentru acei oameni care încă nu sunt pregătiți să stea față în față cu moartea. Pentru acei oameni care încă nu sunt pregătiți să stea față în față cu momentul răpirii. Te rog, Doamne, vorbește-le. Unii sunt copiii bisericii, alții sunt prietenii noștri. Doamne, ajută-ne să, să stăm cu încredere în fața morții. Îți mulțumesc, Tată, că vei face mai mult decât îndrăznești să ceri, pentru că Tu ești bun și pe baza bunătății Tale, Doamne. Ne rugăm și credem că vei lucra. Amin. Vă rog să vă așezați. Tare mult mă bucur să fiu din nou împreună cu voi, aici la Biserica Betania. Și m-am bucurat așa de mult să au cântarea asta cântată de adolescenți. N-am mai auzit-o din copilărie sau n-am auzit-o de mult, o cântare veche și frumoasă, care exprimă exact dorința asta sufletului nostru, aceea de a ne întâlni cu Domnul și de a fi pentru totdeauna cu El. Unul dintre cei mai mari teologi, să le zic așa, unul dintre mari scriitori ai primelor viacuri, Augustin se numea, îl numesc teologii răsăriteni, fericitul Augustin, se spune despre el că atunci când era pe patul morții, înconjurat de prieteni, la un moment dat, în starea aceea în care se afla, o lungă perioadă de inconștiență, deodată ochii s-au deschis, s-a ridicat brusc din pat și a spus, l-am văzut pe Domnul, tot ce am scris nu-i decât o fărâmă comparativ cu ceea ce am văzut. Augustin e unul dintre cei mai mari scriitori creștini și fiecare carte a lui se încheie cu o expresie în limba latină, soli, deo, gloria, care înseamnă a lui Dumnezeu să fie toată gloria. Când vorbim despre moarte, în general luăm, mai ales noi români, o atitudine extrem de negativă, avem o înfățișare foarte sobră și ne uităm la moarte bazați pe acest sentiment teribil, care este frica și care domină societatea în care noi trăim. Dacă societatea Scripturilor, care se numește Împărăția lui Dumnezeu, nu e clădită pe frică, ci este clădită pe dragostea lui Dumnezeu, Împărăția lumii acesteia se clădește pe frică. Pentru că celula de bază a societății în care noi trăim e celula din pușcărie. Pentru ca oamenii să fie făcuți, să ia într-o anumită direcție, se acționează la nivelul acesta psihologic, prin frică. Aș vrea în această zi să vorbesc despre moarte, dar nu în termenii noștri obișnuiți. Și aș vrea să vorbesc în termenii pe care Scriptura îi folosește. Și știu că este o seară de evangelizare și întrebarea predicii din această seară e una simplă și o să o repede mai multe ori. Cum vei sta în fața morții? Știu că aceia dintre voi care sunteți mai ales foarte tineri, pentru voi moartea este mai mult așa o, o teorie. E o experiență foarte îndepărtată. E ceva la care nu prea vă puteți gândi. Nu mai vorbesc de copii. Și, și e normal să fie așa într-un fel. Mi-aduc aminte când eram adolescent, întâmplarea asta am spus-o de multe ori, dar se leagă foarte bine. Am trăit o experiență de felul acesta. Eram adolescent și am trecut prin perioada aia când negam totul. Adolescența e perioada negației. Și cei care aveți copii la vârstă adolescenței știți asta. Ei sunt întotdeauna cu nu și le place să nege tot. Și în felul ăsta, de foarte multe ori se răzvrătesc. Nu zic ai voștri, cred că ai voștri sunt perfecți, dar în general vorbind așa. Și când eram adolescent, în urma unor lecturi pe care le-am traversat, prin care am trecut, în urma unor cărți pe care le-am citit, am ajuns la o concluzie, cum să zic eu, infantilă. Am zis, Dumnezeu nu există. Sau, Poate că există, dar e așa de sus că eu nu pot ajunge la El și nu niciun om nu poate ajunge la El. Asta mai târziu am aflat că se numește agnosticism. E adevărat că, în ciuda faptului că spuneam că Dumnezeu nu există din când în când, că evident că nu i-am spus eu tatei treaba asta, tata mă ducea la biserică, nu mă întreba dacă vrei, dacă nu vrei, la biserică cu tine. Și din când în când, când mai era în adunare, așa că un moment de cercetare și mai simțeam ceva. Îi ziceam lui Dumnezeu, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd ceva, fă să simt ceva. Câteodată venind de la bibliotecă, după o lectură sau alta, când eram impresionat de câte ceva, citeam, după ce citeam, mă rugam în mine însumi în însum și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, dacă existi cu adevărat, fă să văd măcar un înger. Și întotdeauna, adolescenții tind înspre experiențe de felul ăsta. Și câteodată Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne dă și experiențe. Eu mergeam pe stradă, închideam ochii, speram să văd ceva. Și acum dacă închizi ochii, vezi, dar nu neapărat e ceva de la Domnul. Și acum la vârsta asta, mi-aduc aminte că eram și, e iarăși o chestie specifică adolescenței, când crezi că le știi pe toate, că ai în buzunarul drept a rațiunii tale răspunsul la toate întrebările grele. Eu eram cel mai mare filozof de la noi din sat. Și încă lângă mine mai erau vreo doi filozofi ucenici ai mei, mai mici decât mine. Și am mers în casă la un om bătrân care era pocăit, care avea 80 și ceva de ani și care era foarte bolnav, era la pat, avea o casă amărâtă. Și mi-am că am intrat în casa lui cu scopul să râdem de el. Am zis, o să-l punem în încurcătură. Și l-am întrebat, îl chema Gheorghe, frate Gheorghe, am zis... I-am zis, frate, cu toate că el nu era frate cu noi. Dar știi cum e, dacă crești în biserică, chiar dacă nu ești pocăit, ai limbajul de pocăit, pacea Domnului, fratele. I-am zis, frate Gheorghe, a meritat să-L pe Iisus Hristos. Că uită ce ți-a dat ție Iisus. Era bătrân, era bolnav, pruncii nu erau alături de el, era singur, era la pat și uite ce casă nasoală, avea pământ pe jos, nu o să uit niciodată ferestrele alea micuțe, dacă vă mai aduceți aminte de căsuțele de la țară, mai sunt și astăzi zici pe coro, da, astăzi termopanele la putere. I-am zis, am meritat să-L urmez pe Iisus Hristos. Și el s-a uitat la noi și în limba bihoreană, că eu zi de la Oradea Mare, de la Bihor, o zis, pruncii miei, cum să nu se merite să-l urmez pe Isus Hristos, o viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată? Noi am crezut, eu am crezut că îi adresez întrebarea și că îl închid, și că fratele Gheorghe nu o să mai spună nimic. Dar pentru că el ne-a închis pe noi, noi nu eram pregătiți acum pentru răspunsul lui, așa că am dat să ieșim din locul acela. Dar mi-aduc aminte și astăzi că fratele avea o o bâtă era, era să zic, o, un baston. Palțău îi zice la noi. O pus mâna pe bâta aceea și-o zis dacă ați intrat acum în casa mea aci stați și mi-ascultați toată predica până sfârșit. Și acum n-am avut ce face. Am stat, știți cum? Cu bucurie, cum cu bucurie o să mă ascultați și voi. Un ceas și jumătate. Numai un frate a zis, amin. Domnul să te binecuvânteze, frate. Mă bazez pe dumneata. Și a zis, mă băieți, am avut azi noapte un vis. Se făcea căz lângă Biserica Ortodoxă de la noi din sat, unde e cimitirul pe și am văzut o cruce și pe cruce am văzut că scria Robului lui Dumnezeu Gheorghe anul nașterii mele și anul acesta. Și zice să fi văzut că la un moment dat s-a deschis mormântul, și am văzut ieșind din mormânt, e o imagine fioretoare un tânăr ca la 20 ceva de ani. Și m-am uitat atent la el, parcă îl cunoșteam de undeva. Și când m-am uitat și mai atent, a zis el, eram chiar eu, zicea el despre sine, cum arăta la 20 și ceva de ani. Și m-am gândit eu atunci uite ce mare har a făcut mie Dumnezeu, ne povestea el nouă, să-mi arate în vis ziua în care voi învia din morți. Și atunci eu vă întreb pe voi, eu zis el, cum să nu se merite să-L slujești pe Dumnezeu o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată? Cum vei sta în fața morții? Dar și ce interesant? Noi ne pregătim pentru orice în lumea asta. Dacă faci o călătorie amărâtă de două zile, de trei zile, te pregătești o săptămână, o grămadă de bagaje. Faci pregătiri, dar nu ne pregătim pentru cea mai importantă călătorie pe care o avem de făcut. Călătoria finală, când vom trece dincolo de poarta aceasta luminoasă sau întunecată a morții. Ce interesant e probabil cel mai mare compozitor, Mozart, în regviemul lui, regviemul e un fragment muzical, în muzica clasică, scris pentru un mormântare. o muzică funebră, zice acolo, moartea este cheia care deschide ușa către adevărata noastră fericire. Dar oare este așa? E un celebru, probabil că ați auzit, e celebru un epitaf, adică o inscripție pusă pe un mormânt, e foarte cunoscut, cel care a decedat și a lăsat acolo următoarea inscripție. A zis așa, străine, tu ești azi unde am fost și eu într-o zi. Eu sunt azi unde vei fi și tu într-o zi. Pregătește-te să mă urmezi. Și unul care a trecut pe lângă piatra asta funerară, o inscripționat ceva mai jos și a zis să te urmezi, nu mă mulțumește până când nu aflu unde ai ajuns. Pentru că Biblia spune că omului este rânduit să moară o singură dată, și după moarte vine judecata lui Dumnezeu, și tot Biblia ne spune că există doar două variante, fie viață veșnică, fie moarte veșnică. Aș vrea în această zi să te întreb și o să te întreb încă o dată și încă o dată cum stai în fața morții. Știu că nu-ți poți imagina ziua aceea. Știți că, pastor, am avut experiența asta, inclusiv cu oameni în vârstă. Oamenii de 90 de ani cu care stai de vorbă și spun așa, dacă aș mai prinde Crăciunul, Măi, dacă mă ține Dumnezeu, zice, încă numai până la Paști. Numai să-mi văd nepoții sau să-mi văd stră-nepoții căsătoriți. Numai să văd încă o săptămână, încă o lună, încă puțin. ca asta e în firea noastră. Ăsta e adevărul. Când privim înspre moarte, există în firea noastră lucrul acesta. Eu, o, o povestire, nu știu, probabil, nu știu cât de reală e, care spune, apropo de ceea ce v-am zis, că odată trei oameni au fost întrebați ce și-ar dori să se spună despre ei când vor muri. Și cel mai sincer dintre toți a fost al treilea. Dar până la al treilea, primul a zis așa, omul ăsta a fost șofer, a zis, eu aș vrea ca la înmormântarea mea să știe lumea că am fost un șofer excelent. Omul ținea la meseria lui. Cum sunt mulți care țin la meseria lor, se identifică. E domnul inginer, domn director, ei, ei se identifică cu meseria lor când intră în pensie, nu mai știu ce să facă. Al, al doilea, o zis, eu aș vrea să se spună despre mine că am fost un părinte bun. Dar cel de-al treilea, cel mai sincer dintre toți, o zis, eu aș vrea că atunci când voi fi acolo, când trupul meu va fi acolo, eu aș vrea că ăla care stă mai aproape de mine să vadă la un moment dat că mișc. Și să zică, uitați că mai mișcă puțin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricât am fi de puternici, de neînfricați, până în ultima clipă omul își dorește să mai trăiască aici. E un scriitor american care spune, nu mi-este frică de moarte, dar n-aș vrea să fie acolo când se va întâmpla. N-aș vrea să fiu acolo, zicea el despre sine, când se va întâmpla. Eu obișnuiesc să spun adeseori și dacă m-ați auzit predicând, am spus de foarte multe ori asta, mie nu-mi plac înmormântările motiv pentru care nu voi participa la înmormântarea mea. Dacă aș vorbi cu scriitorul ăla american care a zis ceea ce a zis mai înainte, i-a zice așa, nu doar că vei fi acolo când se va întâmpla, vei fi acolo și după ce se va întâmpla. Și asta e întrebarea. Pentru că despre asta vreau să vă vorbesc în această zi. Dragul meu tânăr, dragă prieten, doamnelor și domnilor, vă spun cum doriți dumneavoastră, apelativul contează mai puțin. În această zi, îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu este: pregătește-te să stai în fața mortalității tale. Am ales să vorbesc despre asta din trei motive. Acum, pe lângă faptul că frații m-au invitat să predic la evangelizare, dar nu mi-au spus despre ce să predic, asta e drept. Mi-au zis să predic în direcția, să mă duc în direcția în care mă va călăuzi Dumnezeu. Am ales să vorbesc despre asta pentru că, pentru că moartea este inevitabilă. Am văzut că acum e foarte prezent pe rețelele sociale și tinerii știu asta, un individ, nu are rost să-i pomenez numele, foarte înstărit, care încearcă să păcălească moartea, care investește foarte mulți bani în tot felul de antrenamente, în tot felul de tratamente și încearcă cu tot felul de operații să păcălească moartea. Vreau să vă spun ceva. Moartea este o realitate inevitabilă. Biblia spune asta și noi știm asta. Biblia spune în Eclesiastru, în capitolul 3, versetul 2: Există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Boala, îmbătrânirea, suferința, în definitiv și la urma urmei, mortalitatea care este consecința păcatului, este parte din condiția noastră omenească. Dar există iluzia asta. Mă, cumva, cumva o fi, dar până când ajunge la mine, să pierde șirul. E ca și cum cineva s-ar arunca de pe un bloc foarte înalt și ar zice, domne, până când ajung eu jos, se suspende legea gravitației. Dar să știți că iluzia asta există. Noi participăm la foarte multe înmormântări, dar niciodată nu ne putem gândi, mă, dar mai devreme sau mai târziu și eu voi ajunge aici. Gândirea este mai mult una teoretică. Eu, un scriitor francez, numele lui este Victor Hugo, care are o carte care se numește Ultima zi din viața unui condamnat la moarte și îl recomand în special tinerilor care sunt pasionați de citit. E fabuloasă, de ce? Pentru că descrie perfect condiția umană. Omul ăsta, știți că cei care sunt condamnați la moarte nu știu când vor fi condamnați. Ei primesc sentința, dar nu știu când va fi executată. Și astăzi, în țările în care se mai practică pedeapsa asta, omul care e condamnat la moarte poate sta în pușcărie 20 de ani sau 15 de ani sau știu eu cât stă acolo și după un timp, când se apropie de momentul acela, judecătorul îl informează că va fi executată pedeapsa. Și acum Victor Hugo descrie un asemenea om care în ziua în care este dus înspre eșafod, unde urma să fie executat, are în mintea lui și țese o grămadă de iluzii, exact cum suntem noi oamenii. Și așa de frumoasă cartea asta De ce? Pentru că descrie toate gândurile Toate trăirile acestui om Și omul se gândește, oh, până când ajung eu acolo E departe, el cunoștea perfect Parisul Toată realitatea, toată acțiunea Se petrece acolo, încă sunt pe strada Cu tare, până acum ajung eu în centru Mai sunt încă 20 de minute Și poate primesc o hotărâre Și sunt grațiat sau poate veni un cu tremur. Sau poate se întâmplă cine știe ce. O, până când ajung acolo, până în ultima clipă, când omul este executat în mintea lui aceeași iluzie. Poate că până când ajung eu acolo, se rezolvă problema. Un filozof român zicea că noi ne naștem cu o condamnare la moarte în buzunar. Fiecare dintre noi. Dar parcă nu suntem conștienți de lucrul acesta. Aș vrea în această zi, domnule drag, doamnă dragă, tânăr drag, să te fac conștient de asta. Și nu o voi face prin ridicarea tonului și îți voi spune încă o dată, știu că teoretic știi asta, dar e nevoie ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să, să se atingă de mintea ta și să strezească mintea și să te conștientizeze. Omule, există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Iar timpul pentru moarte, vreau să vă avertizez, nu-i garantat pentru niciunul dintre noi. E adevărat că Biblia spune că omul pe pământul ăsta trăiește pentru cei mai tari, 70, 80 de ani, dar nu-i garanta dragul meu tânăr, că vei ajunge până la 70, 80 de ani. Fiecare dintre voi cunoaște și acum, ca păstor, am trecut prin atâtea înmormântări din categoria asta, atât de tristă. Am fost la înmormântarea unui copil care avea doar câteva zile și pe sicriu, sicriașul acela micuț scria, mi se pare a trăit doar, nu mai știu, 10 zile în lumea aceasta. Am fost la înmormântarea unor oameni care au ajuns până aproape la 100 de ani dar ascultați-mă, există un timp pentru naștere și există un timp pentru moarte. Și de asta am ales în această zi să vă vorbesc despre asta și titlul predice rămâne același. Cum vei sta tu în fața morții? Știu că te gândești, oh, dar nu-i despre asta, despre bunicul, e despre bunica. Biserica pe care o păstoresc, și am mai spus asta, a trecut printr-o traumă în urmă cu deja, o trecut mai bine de un an de zile, un an și jumătate, când liderul de închinare al bisericii, un băiat foarte tânăr, a murit într-un accident de mașină, duminica dimineața, când mergeam spre biserică, venea de la Suceava, de unde era el, și undeva la Beclean, în zona Becleanului, a avut un accident și a trecut din lumea aceasta. Nu-i garantat că vei prinde 40 de ani. Nu-i garantat că vei ajunge 50, la 50 de ani. De asta, de asta te întreb în această zi. Cum vei sta în fața morții? Doi, am ales să vorbesc despre asta pentru că toți ne gândim la moarte. De ce? Pentru că tot Biblia spune în Eclesiastul 3 cu 11 că Dumnezeu a pus în noi ceva ce ne face diferiți de toate celelalte ființe de pe pământul acesta. Știți ce? Gândul veșniciei. E un gând acolo. E ceva ce nu vă pot explica. Aceia dintre voi care încă sunteți foarte tineri nu înțelegeți. Sau poate că deja ați început să înțelegeți. Există un gând al veșniciei, oricât de bine ți-ar merge în lumea asta. Dom'le, am cunoscut oameni care o duc foarte bine financiar, care au toate lucrurile așezate perfect în viața lor și, totuși, e ceva, îmi spun, e un sentiment de insatisfacție, e ceva care îmi spune, e ceva mai mult. De, de, de puțină vreme am, am vorbit cu un om care a venit și și-a preda viața la o predică, a venit la mine și omul ăsta mi-a zis, am reușit foarte repede să termin școala, am fost primul la școală, am un job extraordinar. Toate lucrurile mi-au mers în viață mai bine decât m-am așteptat și de fiecare dată am ajuns într-un loc și am zis, oare doar atâta să fie viața? Eu te întreb pe tine, dragul meu, ascultător, oare doar asta să însemne viața? Oare viața să însemne doar aici și acum, doar experiențele astea prin care mulți dintre voi ați trecut? Și e unul dintre cei mai mari jucători de tenis. Boris Becker, mi se pare că îl cheamă, a scris o carte despre viața lui și scrie acolo așa. Am ajuns pe cele mai înalte culmi și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că acolo nu era nimic. Nimic. Că unii dintre voi, dragi tineri, vă uitați înainte și spuneți o să ajung la job ăla și o să fiu fericit, o să, o să ajung să-mi rânduiesc viața așa și o să-mi fie tare bine. Și unii dintre cei ce sunteți astăzi aici, deja ați ajuns să puneți rânduială în viața voastră într-un anumit fel. Uite, copiii vă sunt mari, aveți casă, aveți apartament și ar trebui să vă simțiți bine, dar e ceva în voi. E un gând care e acolo, care vă întreabă, mă, dar oare numai asta să însemne viața, să am apartament, să am casă, să-mi crească pruncii? Să mă bucur de toate realizările de aici. E ceva care spune în tine, viața înseamnă mai mult. Viața înseamnă mai mult decât bani, viața înseamnă mai mult decât experiențe, viața înseamnă mai mult decât trăiri pe care le poți simți aici. E ceva ce Dumnezeu a pus în noi, care își găsește împlinire doar într-o relație cu Dumnezeu. Și vreau să proclam din toată inima, în această seară, Dumnezeul acesta e prezent în Betania. El e prezent prin Duhul Sfânt. Există în inima ta această stare de insatisfacție continuă. Și știi ce e interesant? Pentru că gândul acesta al veșniciei e pervertit de foarte multe ori de unii. Pentru că omul în căutarea lui după Dumnezeu, după cer, după veșnicie, aleargă și caută fel și fel de experiențe care îi oferă o iluzie doar. Și zice, mă, Poate că fericirea e acolo. Poate că dacă o să am casa aia o să fiu. Poate că dacă o să am realizarea aia o să fiu. Și mergi din stânga în dreapta și nicăieri nu găsești împlinire. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în tine un dor de cer care nu-și găsește împlinire decât în momentul în care cerul coboară în tine. Pentru că Biblia ne spune că atunci când credem că Isus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, viața noastră se transformă în mod radical prin înnoirea minții noastre, trupul nostru, spune Biblia, se transformă într-un templu, adică într-o biserică și noi suntem locuiți de cer sau suntem locuiți de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu întâmplător, Biblia spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale prezenței lui Dumnezeu, temple ale Duhului Sfânt și doar acolo simți cu adevărat că îți găsești împlinirea. Am ales să vorbesc despre asta și pentru că Biblia vorbește despre asta. Biblia vorbește despre ce o să se întâmple după moarte, da. Dar acum să nu aveți senzația că dacă ascultați perfect predica asta, după ce se termină, o să ziceți, mă, când închid ochii în lumea asta și deschid, e exact cum au zis fratele Adi. Nu, dar Biblia vorbește despre asta. Noi adeseori cităm în mod greșit un text din Biblie, și eu l-am citat greșit, în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Și noi ne-am oprit aici. Versetul ăsta, îmi aduc aminte că eu, când eram copil, cum îți spun ăștia de aici, la noi în sat se zicea versetul de aur. Vă mai aduceți aminte de versetul de aur? Da? Extraordinar. Și uh, mi-aduc aminte că era un frate conducător de adunare care se uita și la noi la copii și dacă vedea că nu suntem atenți, ne punea să zicem versetul de aur. Și era exact versetul ăsta. Nu lui niciodată. Când am fost pe fază și fratele Crăciunea, care era conducătorul de adunare, o zis, fratele a din picioare versetul de aur. În timpul programului eu vorbeam cu careva, m-am ridicat ca la școală. Știți cum se întâmplă la școală? Că nu știi. Toată lumea șoptește în stânga, în dreapta, oamenii se ajută. <laughs> și mi-aduc aminte, nu o să văd niciodată. Am zis, am zis cum am zis, lucruri pe care ochiul, am zis, ochiul nu le-a auzit și urechea nu le-a văzut. Le-am inversat o leacă. Nu e niciodată că, de asemenea, că fratele Crăciunea m-a oprit în timp ce am zis versetul și au zis frate Adi, numai tu vezi cu ochii, cu urechile. Stai jos. Acum, versetul ăsta, E urmat de un alt verset, versetul 10. Că noi toți zicem versetul 9, versetul 9, dar știți ce zicem în versetul 10? Nouă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său cel Sfânt. Dar unde ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt? Aici, în Biblie, care e cuvântul inspirat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne vorbește despre ce se va întâmpla, pentru că știu că există în mintea multora dintre noi ce se va întâmpla, ce se va întâmpla. Imediat după ce plec din lumea asta, imediat ce am închis ochii în lumea asta. Și textul din această zi are două perspective asupra acestui lucru. Acum știu că e puțin cam târziu să vă spun punctele la predică, dar stați în știți, sunt numai două. Am învățat o chestie, nu-i bine să le spui la oameni că sunt multe puncte într-o predică. Și dacă le zici, să nu spui că sunt așa multe, cum voi sta în fața morții, din punctul de vedere al lui Pavel, care se desează bisericii din Tesalonic? Îți doar două atitudini. Una este aceea de ignoranță, de neștiință. Fraților, nu vrem să fiți în neștiință. E o formă de ignoranță fără speranță. Și a doua este o atitudine de încredere plină de credință. Cum poți să stai în fața morții? Doar în două feluri. Fie ignorant, necunoscător disperat, cu disperarea omului care zice, mă, nu știu ce se va întâmpla, probabil că totul se termină acolo, fie plin de credință, cu credința omului care știe că Isus Hristos a biruit moartea, slăvit să fie numele Domnului. Ignoranță, încredere. Care e atitudinea ta? Cum vei sta tu în fața morții? Vedeți ce din biserica din Tesalonic erau panicați? Și, și Pavel le scrie, de ce? Pentru că în a doua lui călătorie misionară se duce în orașul grecesc Tesalonic, predică Evanghelia numai... Trei săptămâni acolo se pocăiesc unii dintre evrei, se pocăiesc unii dintre greci, se formează biserica, le spune acestor oameni cât se poate spune în se poate spune în trei săptămâni, le spune că urmează să vină Domnul Isus Hristos. Și acum dacă citiți Biblia, veți vedea că primii creștini așteptau ca Domnul să vină imediat. Și gândiți-vă că oamenii ăștia din Tesalonic, apostolul Pavel, se duce și ei rămân acolo. Și zic, mă, nu vine Domnul nici săptămâna asta, nu vine nici asta, la altul trecut o lună, două, trei, șase luni de zile, între timp moare tata, moare mama, moare cineva din familie și apare întrebarea bună, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? E un poet uh, român, poetul închisorilor comuniste, care se întreabă unde sunt cei ce nu mai sunt. Pentru că exact asta e întrebarea lor. Bun, ce se întâmplă cu cei dragi ai noștri care s-au dus de aici? Oare vor mai avea parte de viață veșnică sau dacă au murit, rămân așa? Și acum, de ce am ales să vorbesc despre asta tocmai la o evangelizare? Am să vă spun de ce. Pentru că în legătură cu moartea, așa cum în vremea aceea, acolo, în Tesalonic, erau o grămadă de idei greșite, exact la fel și astăzi sunt în lumea noastră. Dacă în lumea greco-romană existau o mulțime de idei greșite despre moarte, la fel se întâmplă și asta. Și o ignoranță absolut totală. Și când spun asta, ignoranță totală, mă gândesc că am citit undeva, mi se pare că un, cineva scrie povestea asta, un ziarist. Pe vremea când, iarăși ăștia tineri s-ar putea să nu înțeleagă, pe vremea când în ziare era o rubrică decese, unde erau trecuți cei care au murit și erau scrise acolo condoleanțe. Și rubrica asta era trecută în ordine alfabetică. Și unul care se uita în fiecare zi la rubrica asta, s o panicat din cauza asta, că a văzut că cei care mor, mor în ordine alfabetică, și a scris la ziar, și le-a scris, domne, ce se întâmplă la noi în oraș? Oamenii mor în ordine alfabetică. Acum, s-ar putea să vi se pară, într-adevăr, că mă, omul ăsta nu știe prea multe, dar să știți că oamenii când se uită la moarte astăzi, exact la fel se uită. Cu foarte multă ignoranță. Și Pavel zice: Când vă scriu fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Și asta vreau să vă spun. Vă, celor care sunteți tineri sau celor care sunteți la o anumită vârstă, și vă spun încă o dată, cum veți sta în fața morții, aș vrea să nu stați cu ignoranță. Aș vrea ca mintea voastră să nu fie în ceață, să n-aș vrea să fiți în, în necunoștință. Vă dau doar câteva exemple despre cum înțelegeau oamenii din vremea aceea moartea. La greci, de exemplu, era un zeu despre care se spunea că este zeul morții, numele lui era Thanatos și zeul acesta despre el se spunea că urăște oamenii, dar în același timp se spunea că se poate fi păcălit. Și existau tot felul de legende și de povești despre oameni care au reușit să păcălească moartea. Și așa cum v-am spus, există și astăzi exact ideea asta ignorantă. Tot în lumea greco-romană exista o idee care și astăzi la modă, ideea materialistă, care spune totul se încheie la mormânt. Și de unde știm asta? Pe lângă filozofia care era în vremea aceea la modă, au fost descoperite pietre funerare pe care sunt inscripții, vă dau doar două exemple. Una, am fost aici, am murit, nu-mi pasă. Alta, trăiește clipa pentru că după moarte nu-i nimic. Știți câți oameni nu vin și spun la fel? Exact la fel. În, în lumea romană exista o, o idee pe care o regăsim astăzi și în lumea prietenilor noștri ortodoxi. Și anume, de exemplu, la romani, când se făcea o mormântare, cel decedat, celui decedat îi se punea un ban în gură, pentru că spuneau romanii, el trebuie să plătească unui zeu cu numele Cheron. Care lua pe cel mort, mort și îl trecea în lumea de dincolo, și apoi mortul trebuia să treacă prin trei judecăți. E foarte interesant că lumea ortodoxă de astăzi se vorbește și în ortodoxie despre aceste vămi ale Sufletului sau le văzduhului, trei vămi, despre care Biblia nu vorbește nică, nicăieri și despre care în Scriptură nu se vorbește. E interesant că romanii și grecii spuneau că dacă un om a fost onorabil. De exemplu, romanii spuneau că omul onorabil și mai ales dacă a fost un războinic ajunge în câmpiile, Elizee era varianta paradisului la romani, sau dacă n-a fost atât de onorabil și n-a ascultat de ceea ce spun zeii, atunci se duce în infern sau în iad sau grecii spuneau acestui loc Hades. Dar observați că și în vremea aia erau tot felul de idei care se bazau doar pe ignoranță. Dar mai e ceva interesant legat de asta existau și în vremea aceea idei care seamănă cu ceea ce cred oamenii astăzi. Am stat de vorbă odată cu cineva după terminarea unei predici și mi mi-a zis, domnul pastor, prea te-ai stresat cu predica asta. Tot ne -a zis că trebuie să ne pocăim, trebuie să ne pocăim. Da. Mi-a zis omul, zice, deci, am rezolvat problema cu raiul. Și m-am uitat el și a zis, cum? Păi zice, foarte simplu, am strâns niște bani, i-am pus într-un cont, Observați, nu e o poveste nouă. Uh, și am fost la notar, am făcut un contract și în momentul când voi muri prin transfer bancar, banii se duc în contul, se duc în contul unei mănăstiri și cei de acolo mi-au promis că se vor ruga pentru sufletul meu. Treaba e rezolvată. Și am rămas, m-am uitat la el exact cum vă uitați unii dintre voi la mine în momentul ăsta. Cum, eu am mai auzit multe în viața asta, dar până atunci n-am mai auzit ideea asta de mântuire prin transfer bancar. Și a zis, omule, bun, dacă tu vrei să cumperi ceva, ai bani, ziceam, dacă vrei să cumperi ceva, poți să cumperi ce vrei cu banii tăi. Dar cerul nu-l poți cumpăra. De ce? Pentru că e atât de scump, e atât de scump, harul nu e ieftin. A fost plătit de Dumnezeu în Isus Hristos, prin sângele Lui care reprezintă viața Lui, viața Lui dată în locul vieții noastre, pentru ca noi să nu ajungem să suferim chinurile iadului pe cruce. Hristos a suferit toate chinurile iadului în locul nostru. Dar și și foarte interesant, acum eu v-am dat câteva exemple și unii dintre voi v-ați uitat așa la mine, ce cu fratele, ne vorbește despre lumea greco-romană și așa mai departe. Vreau să vă spun ceva. Toate ideile acestea, în definitiv la urma urmei, sunt idei care ne spun, stați liniștiți, până la urmă cumva o să fie bine. Astăzi la mod am văzut că este de exemplu și concepția panteistă Care spune că sufletul nostru e o energie Și după ce te duci din lumea asta Cumva energia asta impersonală se unește cu universul Mai e la modă și ideea cu reîncarnarea, Adică dacă nu îți iese bine într-o viață mai încerci în alta Nu încerci în aia, nu, nu, nu iese în aia, mai încerci în alta Și să, în, în esență observați toate ideile astea Toate uh, lucrurile acestea ne spun atât Stai liniștit! Ba mai mult decât atât am băgat în seama că pentru unii e suficient să moară ca să ajungă cineva în rai. Am citit în urmă cu ani de zile o carte și acum vreau să fiți foarte atenți. Cartea asta m-a pus foarte tare pe gânduri. Nu că nu aș fi avut ideea asta. Evident că o aveam, că e biblică. Dar omul acesta mi-a dat argumente în plus. E vorba de un, Doctor, profesor universitar, care a fost ateu, numele lui este Morris Rawlings. Nu știu dacă această carte este tradusă în limba română, ea se numește Dincolo de Poarta Morții. Și omul acesta descrie experiența pe care el o are ca medic cu 100 de pacienți care trec prin moarte clinică. Și vreau doar să vă citesc din ceea ce spune el. El zice așa. Concepția mea despre viață și moarte s-a schimbat radical atunci când un pacient de-al meu, cardiac, de 48 de ani, a căzut mort în biroul meu. Și când echipa de intervenție a venit să resusciteze și după o perioadă lungă de timp, el și-a revenit și a căzut apoi din nou în aceea stare de inconștiență, de fiecare dată când își revenea din starea de leșin, striga același lucru, sunt în iad, scoateți-mă de aici. Acum, noi, bazat pe Scriptură, știm că iadul este o realitate viitoare, nu e o realitate prezentă, dar pe de altă parte știm tot din Scriptură că există un loc în adânc. E ceva despre care Biblia ne vorbește. E foarte interesant că omul acesta scrie că a început să creadă în existența lui Dumnezeu pornind de la acest experiment pe care el îl face. Pe o sută de oameni care au trecut prin experiența asta, și el spune: Mai mult de 50% din pacienții mei care au trecut prin experiența asta și au fost resuscitați și au revenit, povestesc experiențe îngrozitoare, terifiante și momente oribile pe care le-au trăit în momentele acelea. Momente de îngrozitor coșmar. Acum. Eu nu sunt în locul acesta să înspăimânt pe cineva. Sau dacă frica asta este spre pocăință, să vină de la Domnul. Pentru că spune Biblia că frica de Domnul e începutul înțelepciunii. E adevărat că întotdeauna continuarea înțelepciunii este dragostea de Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ce spune tot Pavel în Unte în capitolul 5 cu versetul 9. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, adică la iad, nu ne-a predestinat la iad, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, lăvi să fie numele Lui. Dar vreau să vă avertizez. nu e suficient să mori ca să ajungi în rai. Ignoranța încurajează de foarte multe ori starea asta pe care mulți oameni o trăiesc. Domne, nu contează, până la urmă să fie bine. Voi ne-ați auzit de multe ori vorba asta. Domne, unde merge toată lumea, mă voi duce și eu. N-ați auzit vorba asta? Cum vei sta în fața morții? Poți să stai în această zi bazat pe această stare de ignoranță. Pur și simplu să nu spese. Am realizat ca predicator că oricât ai încercat să-l convingi pe careva că e muritor, că e trecător și că mai devreme sau mai târziu va trebui să treacă din lumea asta, nu vei reuși niciodată dacă nu lucrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Oricât aș ridica eu tonul, oricât aș încerca, oricât m-aș uita la voi, orice metodă aș folosi. Pentru unii dintre voi, dintre cei ce a pornit pe drumul acesta, sunteți în situația în care pur și simplu nu vă pasă. Dar mă rog în această zi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să lucreze la fiecare inimă, la fiecare minte și la fiecare suflet din locul acesta. Mă rog în mod special pentru copiii voștri, pentru tinerii voștri, mă rog în mod special pentru prietenii care sunt în biserică în această zi, vreau să te întreb, tu te-ai gândit ce se va întâmpla cu tine după ce treci de ușa asta? Sau viața ta e dominată de ignoranță? Sau pur și simplu zici, lasă, Domne, ce o fi, o fi, ce se va întâmpla cu toți, doar nu s-a dus nimeni uh, acolo să vină să ne spună nouă cum o fost? În al doilea rând, am zis că mai întâi poți sta cu atitudinea asta bazată pe ignoranță și din atitudinea asta de ignoranță nu te poate trezi, trezi decât Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar a doua atitudine este aceea plină de încredere, încredere tot povestesc în ultima vreme o experiență pe care am avut-o la începutul slujirii mele ca păstor. Într-o biserică pe care am păstorit-o, era o biserică mică, eu am fost ordinat mai întâi într-o biserică mare, dar frații au zis, nu, no, dacă ești ordinat aici, acum ia fă o leacă de experiență într-o bisericuță. Și m-am dus acolo și frații m-au întrebat ce viziune am. Și am, viziunea mea era să renovez biserica, n aveai altceva de făcut, nu aveau băi, n aveau multe lucruri. Era o sobă, nu niciodată, era cel mai cald lucru din toată biserica, o sobă în mijlocul bisericii și în adunare era un frate bătrân tare simpatic, de vreo 80 de ani, 80 și ceva de ani. Fratele ăsta venea cu bicicleta la biserică, dădea îndemnuri, dar avea un fel de a da îndemnuri din astea încurajatoare și era un om cu care îți făcea plăcere să te întâlnești. Venea cu o bicicletă veche, marca Tohan. Nu știu dacă știți o marcă de excepție. Îi tot la lanțul, de câte ori venea, ne povestea, își arăta mâinile fraților, uitați-vă. Și mi-aduc aminte că atunci când am început construcția bisericii, o venit și el să ajute, dar Era foarte sărac, nu avea cu ce să ajute. O venit cu o pungă și în pungă avea niște scoabe. Acum nu trebuie să vă explic vouă ce înseamnă scoabele, întotdeauna când mă duc în afara țării, dacă mai zic întâmplarea asta sau mai folosesc câte un cuvânt din ăsta, așa îmi place să, să mă uiți la cei care ascultă sau dacă scăști și se traduce cuvântul scoabe, întotdeauna au fost așa, Tu m-am gândit cum îl traduc. Și omul a venit cu punga, cu scoabele și mi-a zis frate Adi, eu n-am mare lucru, dar zice uite asta m-a dus pentru Domnul, pentru biserică, dar erau niște scoabe folosite cel puțin de două ori până atunci. Ruginite, îndoite, nu știu de unde le-au obținut. Dar foarte simpatic, zice, dar să nu știe nevastă mea că le-am adus. Zice că dacă află nevastă mea, știi că ea, zice, e cam zgârcită. Acum, eu eram tânăr pastor și m-am gândit atunci că eu la școală am învățat așa, dacă vine unul într-o familie și donează, trebuie să știe și celălalt, că dacă se răzgândește, o după aia ai probleme. Și eu aveam vreo 26 de ani, că frații m-au făcut bătrân la 25, mi se pare, 26 de ani. Bătrân înseamnă prezbiter, prezbiteros. Deci, și mi-aduc aminte că am zis, mă, omul are, deja cred că avea 85-86 de ani, eu aveam 25. Acum, ce consiliere maritală să fac eu? Ar fi fost culmea să zic, frate, să se explică cum stă treaba de fapt. Plus că o cunoșteam pe sora și o trecu și ea la cele veșnice, așa că pot vorbi. Într-adevăr era cam zgârcită, ce drept. Și fratele venia din când în când tare simpatic cu punga să uita așa foarte atent, cu o voce înceată, omul prevăzător, cu toate că nevastă sa era la câțiva kilometri distanță, dar zicea încet să nu știe nevastă mea. Și eu ziceam, frate, bine, pune-le acolo, lângă celelalte. Mi-aduc aminte că după vreme, sigur că nu ne-am gândit că o să facem acum biserica cu scoabele fratelui, dar să fie bucuros, ori fi acolo. Am aflat că fratele s-a îmbolnăvit de cancer și am aflat ce-o zis când s-a îmbolnăvit, o zis așa, am trăit în lumea asta suficient, dacă Domnul hotărăște să mă ia acasă, fie ce-o fi. Nu mai fac tratamentul. Eu m-am dus să-l vizitez acasă, în situații de felul acesta, ca păstor te duci, tai de vorbă cu omul, îl împărtășești, te rogi împreună cu el. Știți ce m-a izbit, m-a frapat? În momentul în care am intrat în căsuța aia sărăcăcioasă, atitudinea lui, el era slăbit, era în pat, dar atitudinea de bucurie, de voioșie chiar, poate că vi se pare un cuvânt mai puțin folosit, de încredere, pe care am văzut-o în privirea lui. Știți, mă uit de multe ori în adunări la noi și când se filmează, uitați-vă numai la online-urile noastre. Câteodată zici că e în mormântare numai nu-i sicriu. Avem o înfățișare așa de funebră că parcă aștept să se audă fanfara de, cu un im din ăsta de înmormântare. Fratele, 86 de ani, bolnav de cancer, știa că va muri, stătea la pat și avea privirea aia plină de bucurie. Și mă lasă pe mine să fac eu cu o față serioasă, sobră, normal în situații de felul acesta. Cu toate că Domnul Iisus când vorbește despre despre moarte, știți cum zice? Casa tatălui meu. Dar nu sună așa înspăimântător, nu știu cum sună pentru voi. Și după ce termin eu tot ce aveam de, de zis, să uită la mine și zice, frate, am o mălasă, zic și eu ceva. Zic, zi frate. Și zâmbind, răzând aproape, îmi zice, no, zice, nu știu ce v-ați fi făcut voi fără scoabele mele acum. Și zic, frate, așa e. Dar zice el, voi ca voi, dar eu ce mai și făcut? Că eu acum eu știu că nu mai am mult de trăit din lumea asta și mă duc din lumea asta și o să mă întâlnesc cu Domnul și când Domnul o să mă întrebe, tu ce ai făcut pentru biserică? Eu o să pot să spun, Doamne, uite-te la coperiș. Am făcut și eu ce am putut. Când am ieșit din casa acestui om, am pus mâna pe telefon, am sunat pe administratorul bisericii. Știți cum era? Aveam un gust din ăsta ca ciocolata belgiană, dulce a mărui. Și plângeam și râdeam în același timp. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe administrator și i-am zis te rog, lipește două, trei scoabe de acoperiș. Că dacă se uită Domnul Iisus la acoperișul nostru, ieșim de mincinoși. Că dacă noi am spus la om că îi folosim scoabele și el se va lăuda în veșnicie cu ele, trebuie să le punem acolo. Chiar dacă nu le folosim la mare lucru ce am învățat de la omul acesta este această atitudine de încredere. Pentru că Apostolul Pavel, vorbind cu cei din Tesalonic, le spune, voi cum stați în fața morții? Tremurând. A fost pandemia, domne, a fost pandemia și toată viața noastră era guvernată numai de frică. Și, și, vă întreb pe voi în această zi, dragul meu, penticostalul meu drag, Indiferent care e confesiunea ta, că ești baptist, că ești ortodox, că ești creștin după Evanghelie, tu cum vei sta în fața morții? Cum stai în fața faptului că ești muritor? Cum stai în fața faptului că te-ai născut cu o condamnare la moarte în buzunar și că știi că mai devreme sau mai târziu vei pleca din lumea aceasta? Există doar două atitudini. Ignoranța omului care la un moment dat e disperat sau pur și simplu zice, lasă că o fi cum o fi, până la urmă bine or fi, unde merg toți, mă voi duce și eu. Sau pe de altă parte, încrederea omului care știe că încrederea lui nu-i zadarnică. De ce? Pentru că ea se bazează pe cine? Pe Isus Hristos. Pentru că Apostolul Pavel le spune celor din Tesalonic, dacă credeți că Dumnezeu l-a înviat pe Isus Hristos, atunci credeți că vine ziua când același Isus Hristos, care a biruit moartea, va coborâ din cer. Și toți cei care au adormit în Hristos vor învia din morți. O, ce zi glorioasă va fi! Oslavi se više, domno. nu știu, pe mine mă cuprinde un entuziasm când vorbesc despre asta și aș vrea, dacă se poate, să vi-l transmit și vouă. Mai zic o dată, să fie Domnul. Mai zic o dată, să fie Domnul. Și o să mai zic o dată, ca să fiu sigur că nimeni nu doarme, slăvit să fie Domnul. De unde să am eu încredere în lumea asta a morții, în lumea asta în care ai participat la atât de multe înmormântări, în lumea asta în care în fiecare zi auzi cu tare sunt bolnavit de cancer, cu tare o trecut la cele vesnice, în lumea asta dominată de moarte, de durere, de mortalitate, de suferință, de război și în care în fiecare zi ni se spune că, că mor oameni în, în fiecare secundă, mor doi oameni într-o lume de felul acesta, dominată de moarte, într-o lume în care în urmă cu câțiva ani, în fiecare zi vedea la televizor și în presă numai asta, câți ori mai murit acolo, câți ori mai murit dincolo, într-o lume dominată de mortalitate, poți să fii cu încredere, cu o singură condiție, să fii Isus Hristos, Domn și Mântuitor al vieții tale, garanția faptului că poți să stai cu încredere, în fața morții este doar relația personală cu Isus Hristos de aia te voi întreba în seara asta nu dacă ești mendicostal, nu dacă ești ortodox nu dacă ești creștin după Evanghelie ci doar dacă este Isus Hristos Domn și Mântuitor al vieții tale și dacă nu este acolo unde ești, spune-Lui Dumnezeu Doamne Dumnezeule, eu mă declar creștin, dar realitate, Hristos nu-i prezent în viața mea, lasă-L ca, lasă ca Hristos să coboare, Domn și Mântuitor al vieții mele Pot să stau cu încredere, pentru că, așa cum v-am spus, că Apostolul Pavel compară moartea cu un somn. Și nu întâmplător. Pe lângă faptul că omul mort seamănă cu un om adormit, și asta e un motiv pentru care face comparația asta, mai e un motiv. El compară moartea cu un somn, pentru că, așa cum somnul este trecător, și moartea este trecătoare. Și asta spune Pavel. Mă, oameni buni, cei care muriți, nu fiți disperați. Au adormit. Au adormit. Și el nu vorbește despre un somn al sufletului, cum un susțin unii dintre prietenii noștri adventiști, și folosește aici doar o metaforă, adică așa cum somnul este trecător și moartea este trecătoare. La un moment dat, Domnul Isus, în Ioan 11, vorbind despre Lazar care murise, le spune ucenicilor lui, știți ce le spune? Vă aduceți aminte? Lazar doarme. Și ucenicii pricepeau mai greu, cum pricepem și noi mai greu. A, oh, păi dacă doarme, înseamnă că e bine. Că nu, că un om care doarme, a fost becheag, a fost bolnav, și acum doarme, înseamnă că e la recuperare. O să zice, Doamne, dacă doarme, e ok. Și Domnul le spune direct, mă, dar înseamnă că a murit. Pentru că în Biblie, dacă vă uitați, veți vedea că Biblia de foarte multe ori, când cineva moare, zice că a dormit. În fapte 7 cu 60, când Ștefan, primul martir al bisericii, a omorât cu pietre, Spune Biblia că a adormit. Motivul pentru care face comparația asta e ca să ne dea nouă încredere. Biblia zice așa, voi puteți sta cu încredere în fața morții pentru că moartea nu este veșnică. Cum zice un poet român, celebru poet român care zice, nu de moarte mi-este frică, ci de veșnicia ei. Dar Biblia ne spune exact opusul. Moartea nu este veșnică. Ea a fost biruită de Isus Hristos. Și garanția faptului că moartea nu este veșnică e prezența lui Isus Hristos în viața ta. Tu n-ai fost rânduit la moarte, le spune Pavel celor din Tesalonic în următorul capitol, din care am mai citiat, în capitolul 5. Voi n-ați fost rânduiți, adică n-ați fost predestinați pentru moarte, ci la viață veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru, slăviți să fie El în veci. În al doilea rând, pentru că ascultă-mă bine, dacă Isus Hristos e Domn și Mântuitor al vieții tale, uitați-vă la mine. Când închidem ochii aici, în următoarea clipă deschidem ochii în veșnicie, ultima respirație a noastră aici este urmată de prima respirație în veșnicie. Biblia spune în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la 10 și în versetul 8 specific zice ne place mai mult să părăsim trupul acesta pentru ca să fim acasă la Domnul. Adică Absența trupului pentru omul credincios, care îl are pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel spune în Filipenii, capitolul 1, versetul 21, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. De ce? Pentru că spune el apoi în versetul 23, aș vrea să mă mut, să fiu împreună cu Hristos. De aceea când stau în fața morții, nu-s disperat, zice Apostolul Pavel, că pentru mine a, înseamnă doar o simplă mutare. Și și moartea pentru mine e un câștig, pentru că eu în momentul ăsta sunt în închisoare, sunt chinuit aici, dar când mă uit înainte. Pe de o parte, aș vrea să mai stau aici, pentru că știu că prin prezența mea vor fi oameni care îl vor cunoaște pe Hristos și vor fi câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu și mă leagă de voi ceva și vă iubesc și vreau pe de o parte să stau împreună cu voi, dar pe de altă parte, pentru mine ar fi mai bine să mă mut la Domnul. Ascultați-mă, dragii mei, asta înseamnă o atitudine plină de încredere și asta are un om care îl are pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui. Oare cum se va întâmpla asta? Ce se întâmplă cu Sufletul Omului până când revine Hristos? Despre asta teologia vorbește și spune că este o stare intermediară. Pot fi multe speculații. Unii susțin că de la moarte până la înviere, unii primesc că oamenii vor primi un trup intermediar. Eu nu cred asta. Biblia spune în Apocalipsa, în capitolul 6, versetele 9 și 10, că Sufletul Martirilor de sub altar în prezența lui Dumnezeu, așteaptă învierea morților și strigă cât vei mai întârzia să răzbuni sângele nostru. Așadar, după moarte ești perfect conștient. Ce se va întâmpla atunci? În urmă cu ani de zile m-a sunat un domn care mi-a zis că e catolic, dar nu prea crede în Dumnezeu, așa mi-a zis. Era bolnav de cancer, era într-o stare foarte gravă, terminală. A zis, am văzut o predică cu dumneata pe internet și aș vrea să vii să te rogi pentru mine. Cu toate că nu prea credea în Dumnezeu. A zis, mă, poate merge treaba asta. Și am stat cu el de vorbă și tocmai citise în cartea despre care v-am povestit. Omul nu credea în iad. Nu, am spus că nici în Dumnezeu nu prea credea. Așa, poate există, poate nu există. Dar în timp ce vorbeam cu el, îmi repeta același lucru. Ce se va întâmpla cu mine, domnul pastor, să-mi spuneți dumneavoastră, ce se va întâmpla cu mine la trei secunde, mi se pare, după moarte? Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu mine? Și am stat cu el de vorbă și, stând cu el de vorbă, mi se părut ciudat de ce zice asta. Am aflat că a trecut printr-un accident și că în accidentul acesta i-a murit un copil și cumva l-a ținut în brațe, după, după, accident copilul a supraviețuit, l-a ținut în brațe și în câteva secunde, probabil în trei secunde, copilul a trecut din lumea aceasta. Și întrebarea lui era asta, bun, dar ce se întâmplă cu mine imediat când mă duc de aici, ce se întâmplă cu mine în următoarea clipă? Și am zis, domnule, depinde de felul în care, depinde de felul în care vă pregătiți acest moment există o șansă, stând în fața morții, să poți să fii plin de încredere. Biblia zice că singura șansă poartă un nume. Este Isus Hristos. E singura șansă. M-am gândit de multe ori ce se va întâmpla. Poate că, poate că vor veni îngerii să ne întâmpine, cum l-a întâmpinat pe Lazar cel sărac. Mi-ar plăcea lucrul ăsta. Poate că îl vom vedea pe Isus Hristos ca Ștefan stând la dreapta Tatălui. Poate că vei auzi o voce blândă care te va striga pe nume, că spune Biblia în Ioan 10, Domnul Iisus spune, Eu sunt păstorul cel bun, oile îmi cunosc glasul și le voi striga pe nume. Poate că te întreb, mă, dar ce o să se întâmple cu mine când, când mă duc din lumea asta? O să vină îngeri, o să-l văd pe Isus Hristos, vă Hristos, o să aud vocea, contează mai puțin. Contează însă că în momentul în care închizi ochii în lumea asta, trebuie să fii sigur că în următoarea fracțiune de secundă ajungi în veșnicie. De foarte multe ori, da, de foarte multe ori am folosit exemplul acesta, dar se potrivește atât de bine încât simt să-l folosesc din nou. E vorba de, și cu asta voi încheia, de probabil unul dintre cei mai mari compozitori de muzică creștină. Numele ei, a fost o femeie, este Fanny Crosby, o femeie despre care se spune că s-a născut o arbă, mă rog, unii susțin că de fapt s-a îmbolnăvit foarte devreme de o, de o boală care a orbit-o când era foarte micuță. Ideea e că femeia asta n-a văzut și ea a compus o grămadă de cântări și cineva a întrebat-o odată, Feni, nu e supărată pe Dumnezeu că nu, că nu vezi? Și a zis, păi eu dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus lui Dumnezeu, Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și omul care a adresat întrebarea a zis, Feni, să fim serioși, cum poți să zici așa ceva? Cum adică se i lui Dumnezeu să vin în lumea asta fără, fără vedere. Și, ea a continuat și a zis așa, voi cei care aveți ochi, vedeți în lumea asta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați văzut niciodată. Dar eu, când voi deschide ochii pentru prima dată, voi vedea chipul Domnului Isus Hristos și casa Tatălui Ceresc. <laughs> a compus o cântare care sună extraordinară în limba engleză, nu-i tradusă în românește care zice când vom deschide pentru prima dată ochii, vom vedea chipul Domnului Isus Hristos. Vreau să te întreb pe tine, tu care ești în această seară la Betania, ai tu siguranța asta că atunci când vei închide ochii în lumea asta, vei deschide în veșnicie? Poți tu privi cu încredere ușa asta a morții, dacă nu? În această seară a venit să spun aici că există o singură cale și care este Isus Hristos? Am ținut-o destul cu predica. Nu vreau să ziceți amin la asta, cu iau personal. Dar aș vrea în momentele care vor urma, și vă avertizez că o să vă spun asta acum, înainte să vă ridic în picioare. De ce? Că știu că există o categorie de oameni care, când îi ridici în picioare, sunt pregătiți să plece. Nu la Betania, dar în alte biserici. Mă asigur că. Aș vrea să vă spun că, în următoarele clipe, aș vrea să rămânem într-o atitudine de rugăciune și de închinare. Iar atunci când am să vă cer să stați în picioare, aș vrea să rămânem în atitudinea asta. Știu că vă grăbiți unii acasă, dar vă spun eu, cred că stau mai departe ca oricare dintre voi de aici. Așa că dacă eu mai pot zăbovi câteva minute, cred că puteți și dumneavoastră. Amin? Amin, mă bazez pe acest amin. Vă rog să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Și aș vrea acolo unde sunteți să rămânem în atitudinea asta de rugăciune și aș vrea să închideți ochii. Nu pentru că n-am putea să ne rugăm și cu ochii deschiși, dar stând cu ochii închiși, nu ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și putem să ne concentrăm la un singur lucru, la prezența lui Isus Hristos. Aș vrea să te întreb în această seară, dragul meu frate și soră, doamnă dragă, domnule drag, vreau să te întreb, ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu? Ai în această seară încrederea că orice s-ar întâmpla cu tine când vei trece din lumea aceasta, vei merge în prezența lui Dumnezeu? Cum stai în fața morții? Cu ignoranța omului disperat? Sau cu încrederea omului ignorant? Sau stai cu încrederea omului credincios? Aș vrea în această seară, dacă nu-l ai pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta, să mă rog pentru tine. Încă o dată, poți fi pendicostală, poți fi pocăit cu numele, dar Iisus Hristos să nu fie Domn și Mântuitor al vieții tale. În seara asta, singura șansă, singura șansă, spune, spune Apostolul Pavel, singura șansă este să privim înspre Iisus Hristos. Pentru că vine o zi, o oh, ce zi glorioasă va fi, când însuși Domnul va cobori din cer și cei care au adormit în Hristos vor învia. Șansa asta de a trece încrezător, dincolo de cea, de cea mai mare durere, de cea mai mare, cea mai mare spaima omului, moartea, singura șansă este să privim la Cel care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor și stă la dreapta Tatălui și în această zi prezent prin Duhul Sfânt în biserică. Dacă ești în locul ăsta și te gândești la moarte cu frică din cauza vieții tale, din cauza păcatelor tale, din cauza faptului că știi că n-ai o relație personală cu Dumnezeu și vrei să mă rog pentru tine în această zi, vreau să mă rog pentru tine și dacă vrei să-ți predai viața în mâna lui Isus, acolo unde ești, aș vrea să ridici o mână sus, ai curajul să stai cu mâna ridicată sus și această ridicare de mână e ca și cum îi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt aici, Recunosc că mi este frică atunci când mă gândesc la moarte, recunosc că nu sunt pregătit pentru momentul acela și îți mulțumesc că m-ai adus la Betania în seara asta pentru că, pentru că știu că în seara asta tu mă pregătești pentru acel moment. Pentru multe lucruri te-ai pregătit în lumea asta. Te-ai pregătit pentru examene, te-ai pregătit să intri la un loc de muncă, te-ai pregătit pentru multe lucruri, dar nu te-ai pregătit pentru cel mai important examen din viața ta, momentul când vei trece din lumea aceasta. În această seară, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți schimbă viața cu o singură condiție. Să crezi în Isus Hristos. Dacă vrei ca lucrul ăsta să se întâmple în viața ta, dacă cu adevărat crezi, aș vrea să mă rog pentru tine. Și cred că Dumnezeu îți poate schimba viața. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Au fost mai multe mâini care s-au ridicat. Știe Dumnezeu ce în inima fiecăruia. A vrea să aveți curajul pe parcursul acestei rugăciuni, aceea dintre voi, care vreți să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu plin de încredere, recunosc că am nevoie ca Isus Hristos să fie Domn și Mântuitor al vieții mele și știu, Doamne, că garanția faptului că pot să stau cu încredere în, faț în fața morții e prezența lui Isus Hristos în viața mea. Dacă vrei să mă rog pentru tine pentru asta și dacă vrei să mă rog să-l primești pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, Stai cu mâna ridicată pe tot parcursul acestei rugăciuni. Știu că, știu că ăsta e doar un semn exterior, dar aș vrea să pot să mă rog în mod special pentru tine.